Deci m-am întors. Am încercat să fac chestia aia, dar n-am un ce unde să pun chestiile. Când zic chestia aia, mă refer la să mi se ducă ăsta cu Giu și toate prostiile și viețile și astea. Dar îmi trebuie un chest ca să bag niște chestii în ele. Sau o să pierd tot ce am până acum. Hai să fim bărbați adevărați, să luptăm cu creaturile nopții. Fraiere, tu nu vezi câtă viață am. Dacă mi-au katana acum din control ala alt. N-ai cum să mă omor, fraiere. Vino să ne bade încă bărbații pe acoperiș. Cred că o să mă omoare tâmpenia asta. Oho! Oho! Dacă mai dă două mortale. Știu că pot, o să reușesc. O să reușesc. Gata, nu mai reușesc. Bun, frate, deci nu știu ce să mai fac. Să vedem ce mai putem construi. Să decorăm casa. Ia uite-te, frate, la ei. Nu-mi trebuia oricum. Vreau să mi se vadă freza. Așa. Gata. Kimonozic e ăla, pam pam pam. Bun, nu știu ce să fac cu amărâția aia, dacă aș avea o grenadă acum. Da. N-am ce. Hai să ne mai batem cu ochiul ăla. E, măcar e pe la mijlocul nopții. Fuck you, bitch! Come on, bitch! Come on! Come on, bitch! I say come on! Bun! Și voi, ce căutați mai? Oh. Hai. Mamă, ce s-ar frerișe! Bun, trebuie să-mi iau viteză. Ho. Trebuie să-mi iau viteză, da, trebuie să-mi iau viteză. Cred că o să mă spawnez undeva pe aici. Papa. Mi-a luat bănetul și am fugit. Pam, pam. Bun. Nu prea am ce să fac. Cred că m-a dus o sapă în mine. Nu cred chiar o să fac asta. O mină, a? Cam, da. Mesaje peste mesaje. Gata. Mă gândesc cum o să mă întorc înapoi, dar n-am decât să sap așa atunci, când am sfoară. Da, n-am ce să fac. N-am ce să fac, pardon. În momente ca astea trebuie să supraviețuiești. Da, și cred că acum n-am decât să sap, pentru că n-am cum să mă mai întorc. Never I come back. Hai să mai pun niște torțe. Măcar am destul.
destul pământ sau o să am destul pământ pentru a stupa găurile alea de acolo sau să bag chesturile. Am mai văzut la un youtuber, la Toby cred, pardon. Da. E ceva prețios. Stone nu e prețios. Băi, frate, dar mă plictisesc mortal. Bă, nu mă plictisesc. Voi vă plictisesc mortal pentru că n-am ce face, frate. Vreau să-i trag pe zombie ăștia într-o capcană ca să mă întorc acasă. Și cred că știu cum pot face asta ca în filme. Nici nu mai trebuie, puterea minții, cred. A venit ziua. Iubii! Hai să stupăm asta ca să nu avem probleme. Compot. Deci nu pot să cred că mi-a murit NPC-ul. E nașpa, sunt singur acum. Trebuie să aștept să vină al doilea NPC. Înseamnă că trebuie să fac o cameră. Sau mai multe camere. Deci aici așa o să facem ceva de genul și o să fac de NPC-ul ceva. Nu știu ce. Să fac oare ceva de genul... Da, sub mamă, ce idee șmecheră mi-a venit. Hai să facem asta. Și voi ce mai faceți? Da. Iar vorbe singur, Dana. Ryan, the guide, arrived! Nu mai sunt singur. Ryan, tu să nu mori. Vin încă Ryan. Închide ușa. Ryan! Ta-na-na-na-na-na. Vedere, nu știu cum, nu știu dacă... Ryan are... Nu vă luați de Ryan. Hei, Ryan. Ok. Bine, nu știu ce am făcut asta. Ryan, să vii la mine în casă. Tu să nu faci ca Leon sau... I-am uitat și numele, în fine. Ca tipul cel vechi. Să nu faci. Cred că... Adică, nu cred. Voi pune episoade pentru că... A venit vara... Și... O să pun episoade zilnic, vreau să zic. De seria de Outlast. Sau nu știu dacă mai sunt acum seriile alea, că le-am șters. Era o serie de Frambow și una de Outlast. Le-am terminat Outlast, am niște probleme tehnice cu jocul și Frambow am văzut că nu prea
E urmărită seria de Frembo, e plictisitoare, poate chiar. Nu știu. Am văzut oricum că nu vă place, asta e chestia. Și am zis, ce mai fac, frate? Nici mie nu prea... Mi era cine știe ce și am zis, mă chinui pentru ce, vouă nu vă place. Atunci, dacă n-are rating, între ghilimele, ce să mai fac? Sper să vă placă Terraria, cel puțin mie îmi place. Și acum văd că toți cei care se uită la mine sunt niște puști. De maxim clasa 4-a. Sau a 5-a. Gata. Și cam așa o să fac până sus. Terraria, Ria. Da, în episodul ăsta facem căsoia. Hai să vedem. Bă, dar credeam că am lemn mult. Ryan, îți las ușa deschisă să intri în casă până mă dor. Luăm lemn. Ryan a intrat în casă. Cred. Eram sigur că trebuie să vină cineva, frate, adică dacă moare un... Toporul e bun. Adică mișcarea pe care o face, pentru că o să-i omor pe ăștia în timp ce drân copaci. Bă, ce faci? Ryan cosplaying. Hai și copacul ăsta și o ștergem și noi acasă. Așa. A, arată cât o bucată. Eram sigur, bă frate, dar ce aveți mă, de ce nu intrați în casă? E din cauza focului, e prea înspăimântător pentru voi? N-am timp. O, frate. Ia să mă dau eu pe Busy pe Skype. Nu o să-mi ajung oricum, dar... Vedem noi ce facem. Episodul ăsta am făcut mai mult casă. Casa, pardon. Pam, pam, pam. A, bun, acum vorbim serios, în episodul 4 o să rezolv chestia aia. Pentru că am filmat deja 3 episoade, unul după altul și... unul, doi și trei episoade, unul, doi și trei și m-am cam...